10 lucruri care nu mi-au plăcut în Thailanda. Ceau, sunt voi cu Mihnea din Beijing și în acest video vă voi povesti despre cum a fost în Thailanda, unde am locuit timp de 17 ani, în special 10 lucruri care nu mi-au plăcut în Thailanda. Acest video este urmarea celorlalt video unde am, unde am povestit care au fost 10 lucruri care mi-au plăcut în Thailanda. Mi-am făcut aici niște notițe ca să fiu cât mai succint posibil. Așadar, să începem. Aceste idei au fost scrise cum mi-au venit ele în minte. Numărul 1. Poluarea. Bangkokul, unde am locuit timp de 16 ani, este un oraș foarte, foarte poluat. Lângă poluarea fonică, există și poluarea de la mașini, de la autobuze. Vechi, dar poate te obișnuiești cumva cu poloarea asta a aerului și mai porți o mască sau te mai ferești să nu fii în spatele unui autobuz. Dar cu poluarea fonică nu prea ai cum să scapi, este foarte, foarte mare gălăgie pe stradă. Poate este și farmecul Bangkokului și al Thailandei că este așa o, o agitație mare pe stradă în fiecare zi, la orice moment, dar după aproape două decenii începe să te deranjeze, mai ales cu motocicletele astea care sunt foarte, foarte, foarte gălăgioase. Ar fi o idee să porți căști și să, deci, asculți muzică sau să asculți un podcast și atunci nu ai mai auzi poluarea fonică de pe stradă, dar părerea mea este că este foarte periculos să fii în Bangkok și să nu auzi ce se întâmplă în jurul tău când treci traza și nu auzi cum vine motor, motocicleta aia și atunci te lovește. Deci poluarea fonică și poluarea aerului este ceva ce nu mi-a plăcut în Thailanda. La numărul 2, ambuteliajele rutiere. Deci dacă vrei traffic jam, atunci mergi în Bangkok. Dacă mergeam, dacă porneam de acasă cu 5 minute, mai târziu înspre muncă, deci când conduceam și făceam cam 30 de minute până la școală cu mașina, dacă plecam cu 5 minute mai târziu decât ora stabilită, ajungeam cu 20 de minute întârziere dimineața și seara și după spre după masă când iese lumea de la muncă, este un trafic fantastic, fantastic și de aceea în ultimii 3 ani nu am mai am, am, și vândut mașina și am condus doar motocicleta pentru că era mult, mult mai rapid și mai periculos, bineînțeles, dar era rapid. La 3, ce m-a enervat foarte mult și ce nu mi-a plăcut în Thailanda a fost poliția rutieră care iese în oraș ca să te prindă. Și este aici o problemă. Știi? Motocicletele nu au voie să stea decât pe banda 1, nu ai voie să treci pe banda 2. Dar dacă ești în spatele unui autobuz sau dacă oprește autobuzul, nu-l mai poți depăși, trebuie să stai în spatele lui și atunci inhalezi toate toxinele astea ce ies din, din țeava de eșapament și ce faci? Atunci îl depășești. Ei bine, polițiștii Tarande știu să te aștepte la următorul colț, știu unde trec oamenii pe cealaltă bandă ca să ocolească autobuzul și asta este te prind și te amendează și asta este, plătești amendă sau mai negociezi cred că înțelegeți ce vreau să spun 4 prețul dublu sau chiar triplu la unele intrări aici mă refer la intrările oficiale de exemplu la unele temple sau la unele Atracții turistice, există prețul pentru localnici în thailandeză și în engleză, oficial este alt preț care de obicei este de, de câteodată și de 10 ori mai mare. Nu ar fi o idee rea dacă ar fi clar și pe fața ai pune prețul și pentru thailandezi și pentru străini în limba engleză ca să se știe. așa e cumva făcut pe ascuns, cum că dacă străinul nu știe să citească limba thailandeză, să vadă că thailandezul plătește 10 bați la intrare și la străinii se cere 150. Nu mă deranjează faptul că la piață mergi, îți cere mai mult și acolo negociezi. E, asta este, după un anumit timp, înveți care este valoarea produselor și știi dacă ți-a cerut prea mult sau sau extraordinar de mult. Dar la intrările astea oficiale, la atracțiile astea turistice, unde nu ai avea motiv să faci negociere. Asta, asta este prețul, asta e biletul, dacă vrei intri, dacă nu vrei, nu intri. Dar de ce ai ascunde faptul că la tailandez este mai ieftin? Treaba asta și-a deranjat un pic, mai ales că se, -se, se, se, credea că străini nu știe să citească tailandeză, și nu va ști niciodată că el de fapt plătește un, un, preț foarte, foarte mare. Dacă ar arăta prețul pentru ambele cetățenii străini și, și tailandezi, în engleză și în tailandeze, nu aș avea ce să comentez, mergi, vezi care intrarea, îți faci decizia dacă vrei să mergi sau nu, dacă nu, ei bine, asta este. Ok. 5. Taximetriștii. Deci, Taximetriștii thailandez sunt așa. Unii, unii dintre ei sunt chiar culmea. Deci, dacă plouă, nu, nu doresc să. unii dintre ei, bineînțeles, nu doresc să mai pornească ceasul. Zic că nu ai șanse, trebuie să te uiți cu mine în, în taximetru, pentru că plouă, nu sunt multe taximete disponibile, și atunci, zice, nu pornești ceasul, te costă atâta, zice din start cât te costă și de obicei de 2-3 ori mai mult. Deci ăștia care nu vor spunea că ceasul mă enervează foarte mult și ceilalți și cei care mă mai enervează sunt cei care se opresc mașina, te întreabă unde mergi și zice nu, 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 nu te duc, că nu mă duc acolo. Dacă tu ești taximetrist, nu ar trebui să mă duci unde vreau eu, nu eu să nimeresc un taximetru care merge în aceea zonă unde merge taximetristul, deci așa, într-un fel, aluda. Adică eu să fiu la disponibilitatea, disponibilitatea taximetristului, nu el la disponibilitatea mea. Bine, după mulți ani în Thailanda deja, dacă vorbești tailandeze și știi cum să vorbești cu ei și cum să negociezi, chestiile astea nu mai sunt o problemă mare. Iar dacă nu vor, nu vor, să pornească ceasul, asta este, te dai jos și zici, bine, nicio problemă, iau alt taximetru. La numărul 6, ce nu mi-a plăcut în Thailanda, a fost aglomerația și haosul de pe trotoare, cu stâlpi în mijloc, cu dughene, cu oameni care vând, cu ăștia ce vând tot felul de chestii pe jos. Deci nu poți să mergi drept înainte pe un trotuar fără să te împiedici, fără să te lovești în ceva, într-o într sârmă, într-un cablu care atârnă de sus sau în denivelări de pe trotuar, sau să fie unul în mijlocul trotuarului care vinde ceva. Ăsta totdeauna era așa un fel de, de navigare a trotuarului. De fapt, cum e pe, pe, pe stradă unde merg mașinile și motocicletele, practic cam așa este și pe trotuar. Haos, haos. Șapte, ce nu mi-a plăcut în Thailanda a fost jungla din circulație. Deci șoferii sunt foarte, foarte agresivi, nu se respectă toate regulile de circulație și ca să supraviețuiești în traficul din Thailanda, mai ales ca și șofer de mașină sau pe motocicletă, motociclist, trebuie să conduci ca și ei. Aici încă nu conduci neapărat agresiv, dar tot timpul te baci, tot timpul îți mai crezi tu o bandă, tot timpul te baci în fața altcuiva și așa, de multe ori ajungi să nu respect toate regulile de circulație pentru că nimeni nu le respectă și dacă le respecta nu ai mai ajunge la destinație. Știu, știu, un pic controversat, dar să știți, așa este situația în ASE de Sud-Est. Bun, deci la 6, trotoarele aglomerate. Bine, până acum văd că absolut toate chestiile au, au fost legate de transportul în comun și de cât de ușor te miști în Bangkok. La 8, ce nu mi-a plăcut, au fost bătăile cu apă de Songkran. Songkranul este anul nou thailandez și există un obicei unde oamenii ies la marginea drumului și au un bidon imens cu apă și atunci aruncă pe tine cu o găleată apa pe stradă. Ce nu mi-a plăcut a fost faptul că te aruncă și pe ăștia ce vin pe motociclete, deci tu conduci cu motocicleta pe, stradă și la marginea drumului vine și îți aruncă o găleată de apă în, în față sau pe piept. Și ce este și mai enervant este că pun, a, gheață în apă, deci apa este foarte, foarte rece și atunci își dă așa un șoc momentan. Foarte, foarte multe accidente se pot întâmpla și atunci fie conduceam încet și o coleam, fie nu ieșam cu motocicleta pe stradă dacă știam că zona e plină de oameni care sărbătoresc anul nou thailandez este o tradiție locală o înțeleg, dar când îți aruncă cu găleata cu apă rece în față și în piept când conduci cu motocicleta eu cred că nu este foarte foarte safe La numărul 9, ce nu mi-a plăcut în Thailanda și m-a așa m-a făcut să mă gândesc mult a fost obsesia thailandezilor cu tonul și culoarea pielii. Pur și simplu, tailandezii sunt obsedați de a avea piele cât mai deschisă la culoare, pentru că, zic ei, dacă ești sidam, adică culoare neagră, înseamnă că ești fermier, înseamnă că ești needucat, înseamnă că ești de la, ești de la țară și îți petrești tot timpul în soare, la muncă, în, în câmp, iar dacă ai un ton mai deschis la culoare, ai bani să te întreții, lucrezi într-un birou cu aer condiționat și trebuie să fii afară în, în soare, și înseamnă că ai un statut social mai mare. Asta este o prostie, dar așa funcționează societatea tailandeză și industria cosmetică, și industria care vinde tot felul de produse care să-ți albească fața și pielea este de o valoare de milioane de milioane de dolari în Thailanda. Și atunci oamenii pur și simplu te judecă, să zicem că ai o prietenă sau o iubită sau un iubit care, care e mai închis la culoare, e zic că oh, nu ți-ai putut găsi pe unul sau pe alta care e mai deschisă la culoare. Au obsesia asta care nu cred că vor scăpa de ea niciodată. Și la numărul 10, aici destul de trist, mi-a plăcut foarte mult în Thailanda faptul că există și sunt foarte, foarte multe accidente rutiere în fiecare săptămână, în fiecare zi. Nu glumesc, în fiecare săptămână vedeam câte un rănit, câte un accident, câte un mort pe stradă. Iar cel mai trist caz pe care l-am văzut a fost un motociclist care eram, conduceam. Conduceam mașina și a venit un motociclist super mare viteză și m-a depășit Vroom! și eram cu un, un coleg în mașină și zic fii atent să vezi că îl vedem peste două minute împăturit în jurul unui unui stâlp și peste 100 de metri l-am văzut pe individul ăla împachetat în jurul unui stâlp, praf făcut, nu supraviețuit sigurat. Vedeai pur și simplu în fiecare săptămână o grămadă de accidente și eu în fiecare an aveam cel puțin un accident așa, minor. Fie să se, se băga altul în tine, fie te întorceai un pic și te lovea altul, dar n-am avut accidente majore, dar de fiecare dată, în fiecare an, așa te pregăteai și de aia îți trebuie asigurare medicală și asigurare la mașină, pentru că nu puteai scăpa de accident, asta era clar, pentru că este un haos total pe stradă în Thailanda. Asta a fost povestea pe ziua de astăzi. Vă rog să vă abonați acestui canal. Pregătesc și am pregătit și voi face multe, multe videouri noi în diferite formate, pe diferite tematici. Haideți să vă alăturați acestei comunități și să vedem cum stă treaba prin lume. Ciao, ciao, sunt Mihnea, pe data viitoare!